cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, 27 februarie 2023, indiscutabil, subiectul zilei nu este faptul că a căzut zăpada și că se circulă în condiții de iarnă, așa cum am primit acum, cu foarte mare promptitudine, o situație de la Prefectura Neamț. Subiectul zilelor trecute și al zilei de astăzi, pentru că el trebuie lămurit, este de ce a fost nevoie să intervină jandarmeria la Consiliul Județean Neamț pentru ca să disloce, să-i oblige pe oameni să părăsească holul Consiliului Județean Neamț, oameni care doreau doar să discute cu președintele Arsene. Spunea cineva într-un mesaj, hai domnule, cu ce atâta tevatură, niște oameni care au fost trimiși de la partid să protesteze. De acord cu dumneavoastră. Mai că de data asta protestul n-a fost unul de partid numai. Au fost inclusiv consilierii PSD, cei care i-au asigurat victoria în alegeri lui Ionel Arsene în Timișești. Pentru că Ionel Arsene a primit voturi mai multe în Timișești decât PNL-ul, contracandidatul său de la PNL. Și consilierii care s-au dus și au luptat pentru el au venit acum și l-au întrebat așa, băi, acesta, de ce nu dai tu bani, că te-ai certat cu primarul? Altă poveste, alte personaje, dar mă rog. Să revenim la oile noastre, pentru că vom avea astăzi și câteva lucruri interesante. În plus față de ce am scris în Mesagerul în ziua de duminică, lucruri care stau, zic eu, în picioare și acum. Este următoarea situație. Consiliul Județean Neamț își desfășoară activitatea în clădirea pe care toți o știm, sub numele de Casa Albă, da? Accesul în Consiliul Județean Neamț are loc pentru demnitari și pentru cine mai vrea pe ușa principală, iar pentru treburile celelalte intri pe o ușă laterală, unde există o firmă de pază, unde te duci, te legitimezi, îți spune unde trebuie să ajungi sau coboară cineva și te preia. N-am mai fost de mult pe acolo, așa că nu mai știu exact cum sunt procedurile. Jandarmii asigură securitatea, paza, cum vreți dumneavoastră să numiți, pentru instituția prefectului, care se află la etajul 1. Nu există un contract prin care jandarmii să asigure paza ușii lui Ionel Arsene. O să spuneți, dom'le, da, oamenii au intervenit, că era o problemă. Haideți să vedem care este problema și, repet, o să fie câteva lucruri care trebuie neapărat menționate aici, un pic mai încolo, pentru că așa este normal, să mai ținem lumea cât de cât în suspans. Deci, niște oameni au venit de la Timișești, la ședința de Consiliu Județean, ședință publică. Sunt niște reguli pentru acces în sala de ședințe. Dar oamenii au venit să discute și au anunțat prezența acolo când au venit. A coborât un funcționar cu mâinile în buzunar, da? Probabil cu mâinile pe mouse, mouse-ul cu care dă mesaje în timpul programului pe grupurile în care transmite mesaje de partid și au vrut să participe la ședință. De ce? Pentru că în 4 alocări anterioare, Consiliul Județean Neamț a dat 0 lei sau aproape 0 lei
pentru Timișești, spre deosebire de restul comunelor care primeau sume mult mai mari. Și oamenii au vrut să vină să întrebe în ședință, când se discuta proiectul respectiv, că de ce? Am primit tocmai un mesaj acum pe care o să-l vorbesc imediat. O să-l comunic imediat, care are legătură cu emisiunea noastră de azi. În momentul acela, și o să-mi permit să vă arăt, în momentul acela, o secundă să ajungem la respectiva imagine. Te rog să o faci mare. Deci, oamenii veneau și se pregăteau pentru intrarea în ședință. Dacă să nu aveți de unde să știți toți, dar acolo se văd imagini cu oamenii din presă care se așteptau să intre la ședință. Sunt și câțiva consilieri județeni care și ei așteptau să intre la ședință. Și dacă observați, avem și doi jandarmi. Doi jandarmi care, unul dintre ei, se uită cam urât la cameramanul nostru că filmează. Da, mă rog, trecem peste asta, înțelegem, ca să spunem așa, umoarea jandarmilor pentru asemenea chestiuni. Întrebare. De ce veniseră jandarmii în fața Consiliului Județean? În condițiile în care niște oameni așteptau să înceapă ședința? Existau informații că se va întâmpla ceva contondent? Trecem peste lucrul ăsta, deși nu este de trecut. De ce au ajuns jandarmii acolo? Probabil că era un apropiere și băiatul care era la poartă a zis: bă, s-o cam adunat cam multă lume pe aici. Poate veni și voi să fumați o țigară în față, să vedeți care-i treaba. Dar, parcă nu-i normal să te duci la o ședință de Consiliu Județean, ședință publică, și să stea jandarmii în ușă. Dacă te mai uiți mai atent la ce mai aveau pe la brâu, îți puneai întrebarea: bă, mai stau, nu mai stau? Am buletinul la mine? E la zi, nu e la zi? M-am pieptănat, mi-am tăiat unghiile, mi-am luat batistuța? Că nu se știe. Bun, trecem peste chestiunea asta. Intră lumea în sală. Merge spre sală. Un jandarm spune unui om de la presă, și sunt foarte mulți martori: accesul nu este permis pentru că nu este o ședință publică. Cine i-a dat lui ordin să spună așa ceva? Există un ordin dat de cineva să spună că ședința de Consiliu Județean nu este publică pentru presă? Dacă există, sunt curios să-l aud și eu, să-l văd, să-l simt, să-l pipăi și să urlu. Este. Exact așa cum simțeau băieții ăia pe Pulane, sau cum se chema, Bulane, prin 10 august, când dădeau la capace. Noroc, și aici trebuie să spun, dacă am ajuns să fiu un noroc că apără democrația doamna Soroceanu, e mare lucru în neamț. Noroc cu doamna Soroceanu, care a zis: domne, este publică. Bun. Trecem peste ce s-a întâmplat în sală, deși nu putem, n-ar trebui să trecem, că ăsta este un alt aspect al democrației cu steagul în față de la Consiliul Județean. Și ajungem la momentul în care protestatarii pleacă din ședință și merg spre... Nu trebuie să... Bogdan, îți spun eu când. Ajungem la momentul în care protestatarii pleacă și se duc spre biroul lui Ionel Arsene,
pe o logică extrem de simplă. Era ședință de Consiliu Județean. Ședința de Consiliu Județean se desfășura în clădirea Consiliului Județean și a Prefecturii. Hai să nu uităm de prefectură. Domnul Arsene era în ședință, numai că nu era în sala unde se ținea ședința, era în biroul lui. Deci biroul lui era parte a ședinței de Consiliu Județean. Și atunci oamenii au zis așa, bă, dacă ăsta nu coboară, hai să ne ducem noi la Dumnezeu sau la Mahomet. Și s-au deplasat la Mahomet. Ce să vezi? În momentul în care s-au deplasat la Mahomet, acolo exista un ușier. Haideți să vedeți și dumneavoastră atitudine de, cum să spun eu, na, nu militar, probabil și jandarmi militar, nu? Probabil că da. Atitudine de ofițer în fața biroului unui demnitar. Ia priviți-l pe acest domn. Ia priviți-l. Priviți-l. Cu mult curaj intră în birou și iese din birou. Și ascultați-l. O secundă că trebuie să dau mai tare. Și nu știu cum să dau mai tare. Deci uitați atitudinea. Deci cabinetul președintelui a trimis, a transmis acestui domn că oamenii trebuie să plece. Ia uitați-vă pe hol ce avem în spate. Niște băieți echipați, n-au nicio vină, credeți-mă, chiar n-au nicio vină. Niște băieți echipați care stăteau și așteptau. În spatele lor, foarte important, o doamnă, dacă o vedeți. O doamnă. Care e încheia plutonul, ca să spunem așa. Bun, acest personaj pe care îl vedeți dumneavoastră și discută la ușa domnului Arsene și face pe ușierul, cu o demnitate ofițerească extraordinară, este comandantul obiectivelor de pază ale jandarmeriei din Piatra Neamț. Ce caută omul acesta la ușa lui Arsene? Cine i-a dat ordin să se ducă acolo? În baza a ce i s-a dat acest ordin? S-a întâmplat ceva în fața instituției, că au chemat jandarmii înainte de ședință? Păi s-a dovedit că nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au intrat în sală. De ce au urcat jandarmii la etajul 2? Cine le-a dat ordin? O să spuneți, cum a spus un comentator, hai domnule, lasă, doi, ce urcați și ei acolo și stăteau. Nu, domnilor, această zi, ziua respectivă și ziua de azi, că nu s-a luat nicio măsură, arată nu decesul statului de drept în Neamț, confirmarea confirmării, reconfirmării decesului statului de drept în instituția respectivă, în instituțiile de acolo și a jandarmeriei. Pentru că dacă jandarmii aveau un motiv să fie acolo, astăzi trebuia să avem deja un comunicat de la jandarmerie în care să ni se explice cine a fost sancționat, de ce, ce lege au încălcat, pe cine au deranjat, cui au zgâriat orgoliu. Nu avem nimic. Dimineață l-am întrebat pe domnul prefect, după ce am primit situația drumurilor, vă spunem noi, e ok, așa, mare, e ok. Am întrebat dacă va exista un punct de vedere al prefecturii în legătură cu prezența jandarmilor la Consiliul Județean sau dacă s-a discutat un punct de vedere al jandarmeriei. Răspunsul
era previzibil pentru mine, încă nu am discutat cu cei de la jandarmerie. Dacă sunt informații noi, le transmit aici, adică pe grupul Prefectura Neamț de presă. Nu înțeleg care sunt informațiile vechi și au fost transmise. Alea noi, înțeleg că nu sunt. Și nu s-a discutat cu jandarmeria, care jandarmerie a ocupat holul unei instituții. Că ei, sincer, erau mai organizați ca băieții ăștălalți. Cu un comandant, cu niște băieți, care mai aveau și niște armament la ei, nu știm ce fel de armament. Cam uitat cum e cu armata. Da? Să-l vedeți pe domnul acesta, dar o să încerc să văd dacă pot să dau un pic mai tare prima dată. Mă scuzați, astea sunt ale... Sunt lucruri inerente în direct. Haideți să-l mai luăm o dată, să-l vedem. Are președintele șef de cabinet? Deci, am aflat încă ceva. Vă rugăm să părăsiți locul în interiorul obiectivului. Un ofițer de jandarm nu vorbește așa tamnesam. Dacă el are obiectiv acolo, înseamnă că are ordin și patalama la mână să intervină. Bun. Mergem mai departe și ne apropiem de momentul interesant cu noutăți al emisiunii. Eu o să încerc să găsesc imaginea ca să nu... Bine, continuăm cu acest domn, n-are niciun rost. Săracul este pus într-o situație imposibilă, dar în care a intrat, cum să spun, de bună voie, că n-avea ce să facă pe ușierul și negociatorul pentru curajoșii care erau în biroul președintelui. Dar mergem un pic mai departe și să ajungem la momentul în care apare, uite aici așa, dăm un pic drumul. Deci, acest domn care vine este unul dintre cei mai buni ofițeri din jandarmeria Neamț. Este, potrivit ultimei sale declarații de avere, șef serviciu. O să trebuiască să părăsim... Întipăriți-vă imaginea că revenim imediat la ea. Deci, cum spuneam, acest domn a venit în hol și a venit direct și a spus... Am spus în material. Legea 61 trebuie nu știu ce și nu știu cum. O să vedem ce a spus. Dar trebuie să înțelegeți un lucru. Acest locotenent colonel, șef serviciu, sau mă rog, cum o fi la ei, că poate s-o fi schimbat, este la prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Un compartiment, serviciu, ce naiba o fi el, la care deplasarea membrilor săi se face doar la ordinul comandantului. La fel, și încercăm, dacă observați în imagine, în afară de presa care a fost acolo la fața locului, așa, o doamnă cu un telefon în mână, care este îmbrăcată cu un fâș lung negru. Și dânsa se pare că face parte din același compartiment. Ce căutau acești doi domni care intervin când sunt situații speciale aici,
Haideți să vedem cum justifică domnul prezența acolo. E foarte interesant. Ia să vedem dacă reușesc. N-am înțeles nimic. Nu puteam pune un grup. Un grup? Un grup. Dacă facem așa... Nu, ați vorbit... Dar eu v-am vorbit frumos. Stai, dar cu ce m-am vorbit ure? De ce am vrea să... O rugăminte la dumneavoastră, da? Lăsați un pic colegul să vorbească și după a fie... Este ora 16:30. Am fost sesizați că... Doamne, eu spre să cu ăștia sunt care vă... Da? Perfect. Ești 16:30, s-a terminat programul de lucru cu publicul. Ne-a solicitat domnul președinte să intervenim. Că nu vrei să plecați de pe holul instituției. Deci, bingo! Domnul președinte i-a sesizat că trebuie să intervină. Pentru că oamenii nu pleacă de pe holul instituției. Domnul președinte, nu altcineva. Acum, nu e foarte clar dacă ofițerul a fost sunat direct de domnul președinte. Că după cum vorbește, pare că da. Domnul președinte ne-a sesizat. Vă aduc la cunoștință că este o prevedere, da? În legea 61, articolul 13, refuzul de a părăsi o instituție publică se sancționează. Deci, refuzul de a părăsi o instituție publică se sancționează. Corect. Bun. Ofițerul, v-am spus, un ofițer bun, din ce am aflat, s-a văzut pus într-o situație imposibilă în momentul în care primarul de Timișești i-a arătat că nu era niciun fel de revoltă, nu s-a spart nimic, nu s-a rupt nimic, nimeni n-a înjurat, nimeni n-a consumat aer în plus din aerul președintelui Consiliului Județean și a employaților săi, au consumat exact aerul cât aveau nevoie ca să respire. Și că ei nu erau veniți acolo așa în dorul elii. Era o autoritate publică numită Consiliul Local Timișești. Investiți să vină la fața locului împreună cu executivul, primar, viceprimar, să întrebe de ce își bate joc de ei o altă instituție publică. Nu știm dacă instituția sau personajul care o conduce. Salvarea ofițerului, care primise probabil ordin să treacă la evacuare, a venit în momentul în care cineva i-a dat gândul bun conducătorului nostru iubit și i-a spus că ar fi bine să primească oamenii în audiență. Pentru că nu se știe ce ar fi urmat după. Ne oprim deocamdată aici cu lucrurile astea de acolo, din filmări. Și întrebăm, dom'le, dacă ofițerul ăsta a fost întors din drum, pleca și el la Ion Creangă acasă. Să intervină înseamnă că era o situație de maximă urgență. Dacă era o situație de maximă urgență, putea să intervină ofițerul fără ca să primească ordin de la comandantul său direct? Cine cunoaște cât de cât regulamentele și protocoalele din jandarmerie, și am vorbit cu oameni din jandarmerie, care ne-au confirmat că lucrul ăsta nu se putea face. Nu se putea face fără ca ofițerul să fi primit un ordin. Și un pluton când îl deplasezi trebuie să anunț. Deci aici avem cel puțin 3 ofițeri care erau la fața locului. Deci era o situație de urgență. Care era această situație de urgență care necesita intervenția jandarmeriei? N-am reușit să aflăm până acum. O să încercăm în emisiune să vedem dacă ni se va răspunde. Pur și simplu sunăm la purtătorul de cuvânt al jandarmeriei Neamț.
care probabil nu se uită la această emisiune, că dacă s-ar uita, ar răspunde imediat. Acesta este răspunsul. Evident că noi am făcut și cerere pe 544, după 30 de zile vom primi un răspuns sigur și probabil că la fel de sigur va discuta și instituția prefectului cu jandarmeria și dacă sunt informații noi, le vom primi pe grupul de WhatsApp Prefectura Neamț. Nimeni nu răspunde la jandarmerie, adică nu nimeni, purtătorul de cuvânt. Telefonul sună. Alo, bună ziua! Bună ziua! Valentin Bălănescu, mesagerul de Neamț, cafeaua de dimineață. Am o rugăminte la dumneavoastră, suntem în direct. Dacă puteți să ne spuneți care au fost motivele, motivația pentru care jandarmii au intervenit la Consiliul Județean, la etajul 2 al instituției. Am primit o solicitare în acest sens de la dumneavoastră și conform legii 544 o să primiți răspuns în cursul zilei de astăzi. Vă mulțumim și noi, numai bine. Deci, în momentul acesta nu avem un răspuns de la jandarmerie, dar pe parcursul zilei de astăzi îl vom primi. Bun. Acum, să ne întrebăm de ce s-a ajuns în situația aceasta. Pentru că, de fapt, o instituție, jandarmeria, a fost pusă într-o situație penibilă pentru că niște oameni cred că județul acesta este toloaca proprie. Nu se ajungea aici dacă se purta un dialog cu oamenii de la Timișești. Dacă erau ascultați în ședința de consiliu, măcar ascultați dacă nu luați în seamă. Nu se ajungea aici dacă nu exista bătaia de joc. Ca atunci când a început ședința și oamenii au venit acolo, aveau și ei niște așteptări, măcar unul dintre ei să vorbească, să-și explice punctul de vedere, tu, conducător al ședinței și tu, conducător adjunct pe legalitate, discutai în continuare, imperturbabil, ignorând ce se întâmplă în sală. Nu se ajunge aici dacă ședința se desfășura în mod normal, nu cu funcționari aduși să ocupe locurile consilierilor. Știți de ce au fost aduși funcționarii să ocupe locurile consilierilor? Că există niște prevedere acolo, că poți participa la ședință în funcție de numărul de locuri disponibile, bla bla bla, în regulament. Și s-au gândit ei să acopere lucrurile astea. Nu se ajungea aici dacă județul Neamț ar fi un județ în care să primeze democrația. Nu. Județul Neamț este un județ în care avem tătuci. Tătuc și tătuci. Ca să fim foarte bine înțeleși. Tătuc și tătuci. Bun. Trecem. Închidem subiectul, că m-am plictisit deja cu el. Și vreau să vă întreb, oare după ce oamenii aceștia au ajuns în sală și consilierii județeni toți și-au dat seama că este o problemă, ați văzut cumva vreo manifestare de frondă împotriva acelei hotărâri? Trecem peste peneliști, care, mă rog, erau cu primarul PNL acolo. Ceilalți? Ați văzut un consilier PSD să spună, băi, stați un pic, băi, ăștia ne-au votat pe noi.
Pentru că toți sunt păpușați. Gepetizați. Asta e. Asta este situația. Bun, ne ducem și la lucruri mai vesele un pic. Ia să vedem dacă găsesc eu o imagine pe care mi-a trimis-o colegul meu, Viorel Cosma, de la un târg la care sunt convins că vom primi vești extraordinare despre modul în care a fost promovat județul Neamț. Eu caut acum aș să salvez niște poze și în timpul ăsta o să încerc să le și pun pe ecran pe rând, dacă reușesc. Revenind la chestia aia, că cineva mă întreabă, bun, și care e concluzia cu jandarmii? Concluzia, din punctul meu de vedere, dar până nu primim o confirmare oficială, vorbim despre un abuz de autoritate din diverse zone și mai avem o problemă. Dacă 1% din ce am spus și am scris este adevărat, domnul Bode ar trebui să-și trimită corpul de control. Să vadă care e situația, bre, aici. Palinca o dăm noi, dacă vine corpul de control. Nu trebuie să o ia de la el de acolo. Aducem noi palinca. Bun. Haideți să vedem o imagine. Nu știu, Bogdan, se vede imaginea? O mă mai măresc? O mai măresc un pic. Pe cine vedem noi aici? Pe domnul Chitic. Cum care Chitic? Domnul Dragoș Chitic, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț. Unde este domnul Dragoș Chitic? În destinația anului 2023 în România. La fundata. Deci, priviți poza în profunzime. La fundata. Mi-aduce aminte de bancurile alea vechi. Vechi și urâte, tare. Eram prin, nu mai știu, prin liceu, cred că. Pe unde a intrat SIDA în România? Pe la Curtici și Fundata. Da. Deci, domnul Chitic primește o diplomă la standul de la Fundata. Ia să vedem. Ce scrie pe diploma respectivă? Uite că am reușit să mărim. Ce scrie pe diploma respectivă? Stațiunea Durrău, locul 10, top destinații Fijet, România 2021. Fijetul ăștia sunt niște băieți, dar o să scrie colegul Viorel și o să explice exact ce băieți buni sunt și cum știu ei să-și mecherească niște lucruri și să-și deschidă niște uși. Dar să remarcăm că domnul Dragoș Chitic ridică o diplomă la Fundata, o localitate onorabilă din Brașov, da? Pentru stațiunea Durrău, locul 10. Acum, nu întrebăm, să fac mai mică Bogdan un pic, dacă reușesc, nu întrebăm ce legătură are Chitic cu Durrău. Că nu vrem să intrăm în amănunte jenante. Da, de ce n-o fi fost acolo până la urmă primarul de Ceahlău, care are fix aceleași merite ca și Dragoș Chitic în dezvoltarea stațiunii? S-a dus să ia fața domnului Ionel Arsene și domnului Iona Saftei cu axialul, s-a dus să ia diploma pentru că ar fi făcut Consiliul Județean axialul. Așa se dau diplomele pentru destinații turistice, pentru ăla care a făcut drumul. Păi în cazul ăsta, aici ar fi trebuit să meargă să ridice diploma Maica Stareță de la Durrău sau Mihai Tărâță,
care au făcut investiții acolo, mă rog, fiecare în felul lui. Ce căuta domnul Chitic acolo? De ce l-au chemat și l-au băgat în seamă? Oricum, să remarcăm faptul că pare mult mai liniștit în ultima perioadă. Probabil că are niște vești bune. Asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Vroiam să fie mai umoristică ultima parte, dar nu mi-a ieșit, pentru că eram prea nervos de la prima. Da, promit să mă revanșez zilele următoare, pentru că domnul Chitic este un izvor nesecat de inspirație. În final, să conchidem. Suntem curioși cum au ajuns jandarmii acolo, cine i-a adus pe ofițeri să intervină, la ordinul cui și la solicitarea cui. Pentru că, poate am uitat în emisiunea de azi, dar am scris, nu a existat nici un telefon, solicitare la 112. Și firma de pază a Consiliului Județean n-am văzut-o în peisaj. Evident că vom avea acum niște explicații, probabil și vreun țapi spășitor care să spune, domne, ăla de la poartă s-a speriat și a chemat pe colegi să intervină. Nu știam că între colegi, de la ofițer la subofițer, apelativul este domnule președinte. Ne oprim aici. Așteptăm cu nerăbdare noutăți. Cele bune!